Agricultorii sunt în alertă, culturile din acest an au fost distruse de seceta cumplită, iar cele de anul viitor sunt și ele compromise. Pe fondul secetei severe și a lipsei precipitațiilor din sol, plantele s-au uscat, porumbul este mic și de calitate inferioară, iar semințele la floarea soarelui sunt seci. Nici plantațiile de pomi sau de viță de vie nu au scăpat. Canicula excesivă a îngălbenit frunzele, iar fructele sau boabele de struguri sunt mici și deshidratate. Fermierii își fac griji însă și pentru anul viitor. Ei nu vor putea efectua răturile de toamnă și asta pentru că uscăciunea a ajuns la un metru în pământ, dublu adâncimii arabile, care este de 20-50 de centimetri. N-am însămânțat că e pământul uscat. Ați putut ara, puteți să arăți? Nu se poate. Nu se poate, eu cred că e foarte uscat, o crăpat pământul, nu putem. Vrem să cultivăm puțin grâu, măcar cât se poate, dacă a plouat o leacă. Ce o să faceți dacă nu o să plouă? Dacă nu o să ploaie, o să mâncăm ce-am mai făcut anul ăsta. La anul o să murim cu toți, ce o să facă lumea asta? Cum se poate dacă nu a plouat? N-ați putut intra. Cum e pământul? Uscat. E uscat, trebuie ploaie. Așteptăm să ploaie, așteptăm să... Ningă, poate la primăvară s-a putea. În toamna aceasta? Sperăm să fie ploaie. Seceta a crăpat terenurile agricole, iar lucrările de toamnă se desfășoară anevoios în tot județul. Pe fondul temperaturilor ridicate și a lipsei precipitațiilor, care se manifestă din ce în ce mai acut, fenomenul de secetă pedologică a afectat foarte sever județul Vaslui și în special problemele majore pe care le-au creat fermierilor locali. Acest fenomen a evoluat într-un asemenea mod încât a creat dificultăți în campania de pregătire a terenurilor agricole și implicit înființarea culturilor de toamnă. Din partea fermierilor sunt eforturi mari în ce privește cheltuielile pentru consumul mare de combustibil și, bineînțeles, cu mărirea normei la sămânță pentru înființarea culturilor din anul agricol care urmează. În această perioadă, însămânțările de toamnă au început pe suprafețe foarte mici. Până în prezent au fost înființate doar 2800 de hectare de rapiță, însă cu o normă ridicată de sămânță la hectar și un efort financiar considerabil din partea fermierilor.